Orice om inteligent este frământat la un moment dat de finalul propriei vieți, de momentul morții. Este acesta sfârșitul, neantizarea ființei noastre sau e un nou început, o continuare a vieții în alte caracteristici? Adepții materialismului vor reacționa ironic la această întrebare și vor spune, probabil, că nimeni nu s-a întors din lumea de dincolo ca să ne confirme că mai există ceva după moarte. Așa să fie? Chiar nu există dovezi științifice ale continuității vieții după moarte? Ba da, există și despre ele voi vorbi în acest episod al emisiunii Granițele Cunoașterii. Este interesant să descoperim astăzi că tot mai mulți oameni de știință, unii laureați ai Premiului Nobel, vorbesc despre faptul că Universul este prea inteligent ca să nu aibă în spate o intenție creatoare, un creator. În orice direcție ne îndreptăm privirea, de la complexitatea galaxiilor până la complexitatea lumii subatomice, peste tot se poate vedea o uimitoare inteligență, semn că lumea pe care o știm cât de cât nu este și nici nu poate fi rodul unor reacții chimice întâmplătoare, că viața nu este un accident. Iar dacă viața nu este un accident, atunci putem spera, nu-i așa, că există un sens superior al existenței noastre. Totuși, am avea nevoie și de dovezi științifice. Haideți să le descoperim. Răspunsuri la ironia materialistă care atacă problema cu obiecții de genul nimeni nu s-a întors din lumea de dincolo, sunt nenumăratele cazuri de moarte clinică documentate de cercetători serioși care demonstrează că mii de oameni au avut experiențe spirituale remarcabile în această stare, că și-au părăsit corpul fizic și au intrat într-o altă lume, de unde s-au întors cu amintirea clară și răvășitoare a experienței, fiind transformați radical din punct de vedere sufletesc. Chiar dacă materialiștii încearcă să pună pe seama biologiei aceste experiențe, pretinzând că nimeni nu a ajuns în vreo altă lume și că totul s-a petrecut în mintea muribundului, elementele care definesc această călătorie ca și efectul tulburător asupra sufletului celui în cauză sunt foarte convingătoare și ne aduc dovezi că viața nu se sfârșește în momentul morții fizice. Conform cercetărilor neurologului Dumitru Constantin Dulcan, profesor universitar și general al Armatei Române, aceste experiențe au câteva elemente comune care sunt independente de cultura și religia persoanelor aflate în moarte clinică și de asemenea care sunt independente de area geografică din care provin acești oameni. Aspectele comune care se regăsesc la majoritatea celor care au experimentat în starea de moarte clinică trecerea lumea de dincolo sunt următoarele. Ieșirea din corp, experiența tulburătoare a faptului că sufletul părăsește învelișul de carne, intrarea într-un tunel de lumină care conduce sufletul celui în cauză către o altă dimensiune existențială, întâlnirea pe partea cealaltă a tunelului cu membrii ai familiei care au murit deja și care îl așteaptă, întâlnirea cu ființe spirituale sau chiar cu divinitatea în care crede cel care trăiește experiența. Îndemnul final dat de ființele spirituale pe care le întâlnește de a se întoarce la fosta lui viață, îndemn justificat de faptul că sufletul nu și-a terminat încă menirea pe Terra sau că de acum încolo rolul lui este să împărtășească și altora experiența pe care a trăit-o. La întoarcere, toți acești oameni, unii dintre ei atei, își reiau viața transformați radical, convinși în mod absolut că experiența pe care au avut-o a fost reală, manifestând o credință fermă și efervescentă în divinitate și în faptul că viața continuă după moarte. Cred că este evident faptul că niciun vis frumos, niciun coșmar și nicio halucinație nu are puterea de a transforma radical un om din punct de vedere spiritual. Peste toate, acest tipar al experienței care funcționează independent de vârsta, religia sau area geografică din care provin eroii acestor călătorii este un alt argument al autenticității. Prin urmare, avem motive să îi credem pe acești oameni? Fără îndoială că da.
În aceea serie de experimente la limita dintre viață și moarte se înscriu alte cazuri documentate de oamenii de știință care pun în evidență capacitatea conștiinței de a se separa de corpul fizic și de a avea experiențe la distanță de acesta. Astfel sunt consemnate în aceste studii diverse cazuri ale unor oameni care, în timpul unor operații grele, relatează că s-au trezit plutind în zona tavanului sălii de operație sau prin alte încăperi ale spitalului, dând apoi detalii amănunțite despre lucruri pe care le-au văzut sau despre discuții pe care le-au auzit, confirmate ulterior și la care nu puteau avea acces în starea în care se găseau în momentul experienței și nici din locul în care li se afla corpul. Iar aceste lucruri ne duc la a doua categorie de dovezi, cele din zona de dublări astrale sau a decorporalizării conștiente și voluntare. În aceste cazuri, nu mai vorbim despre oameni aflați pe patul de moarte, ci despre oameni care s-au născut cu sau care și-au dezvoltat capacitatea de a părăsi voluntar și conștient corpul fizic prin intermediul așa numitului corp astral și de a face călătorii la distanțe considerabile de propriul corp fizic, chiar de mii de kilometri. Vorbim și în cazul acestei categorii de experimente documentate științific, verificate de cercetători. De altfel, proiecția astrală este exploatată și de armatele statelor puternice, această abilitate fiind folosită în spionajul economic și militar. Cei care au realizat astfel de experimente descriu existența unui fir energetic care leagă dublul lor astral de corpul fizic și care se poate întinde nedefinit de mult, păstrând legătura dintre suflet și corpul aflat în stare cataleptică, o legătură care este și calea de întoarcere în corp. Nu este și această capacitate o dovadă consistentă că suntem mai mult decât ceea ce credem și simțim în mod obișnuit? Că ceva din noi poate exista independent de corpul fizic? Ba da, este. Privind lucrurile din perspectiva celor prezentate până acum, reiese cu claritate faptul că viziunea materialistă se clatină și că dovezile continuității vieții după moarte sunt nu doar numeroase, ci și documentate științific. De ce atunci mediul științific oficial nu acceptă ca pe un adevăr acest lucru? Pentru că încă există o majoritate materialistă care controlează informația la acest nivel și care, dacă nu poate infirma categoric fenomenul, preferă să îl ignore. Celor care doriți să aflați mai multe despre acest subiect fascinant, vă recomand o emisiune de 50 de minute pe care am realizat-o împreună cu neurologul Dumitru Constantin Dulcan despre viața după pragul morții. O emisiune pe care o găsiți pe canalul YouTube Granițele Cunoașterii. Până la un nou episod, toate cele bune!